Suntem în localitatea Luțca, unde în urmă cu ceva vreme s-a întâmplat acea nenorocire. Podul peste râul Siret s-a prăbușit și, după cum bine știți, a fost acoperit subiectul de toate televiziunile, toată presa națională, internațională, chiar județeană, locală, regională și așa mai departe. Mergem în direcția care trebuie, nu știu dacă o să mergi cu spatele și cu fața, hai să vedem cum ajungem până acolo. Încercăm să vedem astăzi dacă s-a întâmplat ceva de atâta vreme. Știm foarte bine că nu... Adică eu cel puțin mă aștept să nu se fi mișcat nici măcar o pietricică. După ce o să dăm curba încolo, o să vedem dacă am sau nu dreptate. Sunt convins că nu s-a mișcat un firicel de praf. Am dreptate sau nu? Am dreptate. Hai să vedem. De fapt, împreună cu colegul Ciprian, la un moment dat am pus chiar niște pariuri. Dacă podul ăsta va rămâne aici veșnic, mă gândesc la cel care s-a prăbușit, până când va deveni un fel de baraj natural și să se creeze aici un fel de lac pe Siret, ceea ce n-ar fi chiar așa de rău pentru pescarii din zona, sau cineva o să vină și o să ia podul ăsta vechi și cumva o să facă unul nou. Față de ultima oară când am fost aici, chiar în ziua în care s-a întâmplat evenimentul, văd prundiș. E acolo. Grămezile astea nu le văzusem, nu erau aici, nu? Nu. Astea sunt noi. Hai că vedem. Și mai ales să nu depășim 30 de km la oră. Zona asta. Hai, bună ziua! E gata asta, ce zici? Păi nu știu, matale vii dincolo, e gata sau nu e gata? Unde? Până unde ați mers? Până aici, așa, la pod aici. Aștept că mă bată de rezdune? Puțin. Deci ați fost până aici la pod și mai departe nu v-au dat voie? Nu, nu. Cine nu v-a dat voie? Gardier dincolo. A, e paznic? Da. Aha. Și au zis că n-aveți voie. Nu doi, știe? Nici una, nici alta. Ei suntem de la Roman. Deci ați fost până aici și nu v-a dat voie mai departe? Nu, nu, ești dincolo. Cardiene. Aha. Dar s-a mișcat ceva? O luat vreo bucățică din pod sau nu, e tot nu, acolo? Nu, exact cum era. Da, da. A, bun. Aveți speranțe să prindeți pod nou? Nu. Câți ani aveți? 70. Mulți înainte, aveți șanse să prindeți un pod nou. Vreodată. Mulțumesc tare mult. Da. Vorbim data viitoare. Nu, dar la TVR1. Nu la TVR1 vedem. Vedem la Roman. Da, da. Sănătate. Da. Mă, dați curios ce e cu pietrișul ăsta aici. Oare l-au scos din apă sau... Să nu vină cineva cu viteză. Așa, da? Să nu vină cineva cu viteză. Da. Hai că vedem. Deci există totuși un gardian aici. Gardian, în fine. Un paznic. Putem oare să coborâm? Mergem pe acolo sau mergem chiar pe pod? Cum zici? Hai să vedem. Este acolo o bandă pe care o văd. Dacă putem să mergem până la ea, e bine. Deci săracul omul ăla, 70 de ani. Și nicio speranță. Nicio speranță pentru un pod nou. Deci imaginează-ți puțin câte chestii nu vor prinde oamenii de o anumită vârstă. Autostrada Moldovei, da? Podul peste Siret, de aici de la Luțca. Cum se numea chestiuța aia pe care voiau să o facă în Roman pe malul Moldovei? Pe care nu o să o prindem nici noi. Da, aia. Faleza. Faleza Moldovei pe care nu o să o prindem nici noi. Caiac canoe. Da, sunt chestii pe care nu o să le... Ele au fost aduse în discuție, nu știu de ce. Dar nu o să le prindem niciodată. Hai să vedem dacă s-a mișcat ceva. Așa cum ziceam, este aici o bandă, mai departe n-aș vrea să trec totuși, nici eu. Exact. A, uite mă, că au luat mașinile, mă. Au luat mașinile, nu mai sunt aici. Dar în rest,
Știi ce mă gândeam? Că dacă ar veni cineva să facă o rampă aici, uite exact așa, când vii, să cobori, hap, s-ar putea trece peste Siret. Că e podul care e căzut pe suprafața apei, e mai sigur decât alea pe picioare, că nu mai e unde să meargă în jos. Cobori și merge acolo așa ușor, deci cu bicicleta s-ar putea trece, cu trotineta. Mă întreb cât o să dureze, dacă atâtea luni au trecut și nici măcar nu cred că au ajuns la o... Ei încă mai închetează de vreme ce e aici închis. Că nu cred că mai e câmp infracțional. Ce scrie aici? Poliția? Nu. Ba da, poliția. Poliția nu trece. Deci e chestie de... Ei încă mai fac cercetări. Dar în timpul ăsta mi-aduc aminte, citisem și am văzut și materiale destule pe YouTube, și cred că ți-am povestit și ție, în Noua Zeelandă, când le-au luat apele un pod, în 18 zile, țineți-vă bine de chiroți, în 18 zile au făcut un pod nou. Zile, nu luni sau ani. 18 zile, căutați clipuri pe internet. Podul ăla din Italia care s-a prăbușit, mai știu pe unde era, l-au făcut în 2 ani. Nu știu, nemernici. De nu știu, comunici din aia sau ce, cum să le zici, știi? În 2 ani au făcut podul ăla. În Taiwan. Coborăm? Hai să încercăm să coborăm, da. Aveți rara ocazie să-mi vedeți chelia. În Taiwan s-a prăbușit un pod peste un golf și l-au făcut în 2 ani jumate. Nu că l-au făcut, au făcut unul nou. Stai să-ți dau astea de aici, ca să nu te împiedici de el. Da, nouă ne plac lucrurile să meargă... Ne place ca lucrurile să meargă lent spre foarte lent. Adică avem două viteze. Aia de stat pe loc și viteza întâi. Întrebasem și deputați și senatori, de ce ne place nouă ca lucrurile să nu se miște sau să meargă foarte greu? Că e birocrația puternică, multă birocrație. Faceți cumva să nu mai fie. Schimbați legislația. Situația de aici este exact așa cum era acum câteva luni. În serios, dacă aș căuta imagini din aceleași unghiuri, aș vrea să văd dacă există măcar o pietricică luată sau să-și fi schimbat locul. Exact la fel. Da. În momentul ăsta, asta e situația la podul de la Luțca, peste râul Siret. Oamenii sunt în continuare nevoiți să înconjoare 5 km, 6, cât să zic? Mai bine. Mai bine de 6 km. În fiecare zi, că sunt oameni care își duc copiii la școală, sunt oameni care lucrează în oraș, sau invers, din oraș în zonele astralte, trebuie să treacă transgădințul, cum mi se spune, și probabil că o să rămână cu denumirea asta. Mai mulți kilometri făcuți înseamnă mai mult combustibil consumat. Motorina, benzina nu sunt mai ieftine, dimpotrivă sunt mai scumpe. Înseamnă mai multă poluare într-o perioadă în care omenire întreagă vorbește despre ecologie. Nu știu cum naiba facem, că noi suntem exact invers de fiecare dată. Știi ce nu mai văd aici? Hai ca să nu fiu răută, nu mai văd bannerul. Cred că l-a dispărut, nu? Îl vezi pe undeva? Nu. Undeva era bannerul ăla cu fapte, nu vorbe. Și pe ăla nu-l mai văd. Și dacă nu mă înșel, asta este singura modificare de imagine față de, aduceți-vă aminte, acum câteva luni. Da. Sunt în direcția greșită.
pot să vă mai zic? Că și eu trăiesc cu speranța? Trăim cu speranța că... E plin. Trăim cu speranța că undeva în 10 ani, 15, o să vină și să facă un pod nou. Cine? Cine o fi atunci la guvernare? Nu vezi că ăștia se schimbă între ei? Ca șosetele. Nu între ei. Nimeni nu schimbă șosetele între ele, știi? O iei pe aia de pe stânga și o pui pe piciorul drept. Nu. Aștept să văd. În 15 ani, poate, se va face și podul ăsta. Dar dacă o să vină cineva în perioada asta, în 2 ani, mi se pare că începe campanie, nu? Vor fi votări. Și atunci vor veni cu promisiuni și probabil că asta se așteaptă. Da? Se așteaptă zona de vot ca să înceapă. Începem lucrările la pod. Dar n-am să-i cred. Indiferent ce nu o să spună treaba asta, și sunt convins că o să spună toți. Adică și de la, și de la, și de la, și de la, toți vor spune același lucru. Același lucru și sunt curios cine va crede. În mare, video ăsta n-a fost o știre. A fost așa, să vedeți că de atâta vreme nu s-a schimbat nimic. Singurul lucru pe care într-adevăr schimbat este că a dispărut bannerul ăla, bucata aia de banner. Și hai că aș mai zice că poate îi ajută pe pescari, că ecosistemul este puțin mai lent. Lent, da? Sunt mai mulți pești acum în zona asta. Uite, avem doi pescari. Păi pescarii sunt acolo. Da, nu mai mergem să vorbim și cu ei. Da, cam asta e. La final, ce să vă zic? Mă mulțumesc de atenție și ne vedem data viitoare.